anul 2018 a fost plin de evenimente în județul Sălaj, fie că vorbim de incendiul care a mistuit depozitul alimentar Crolux sau accidentul de pe centura Jiboului în care patru tinere și-au pierdut viața. Tot în anul 2018, mai mulți copii au plecat într-o tabără în Franța cu un preot având droguri asupra lor, o realitate, din păcate, a zilelor noastre. Haideți să privim împreună care au fost cele mai importante evenimente din 2018 în județul Sălaj. Cel mai important eveniment cu un impact foarte mare asupra sălăjenilor a fost accidentul de pe centura Jiboului din 17 mai 2018, când patru fete și-au pierdut viața. Printre ipotezele posibile care au dus la accident a fost și faptul că semaforul de la trecerea la nivel cu calea ferată nu funcționează corespunzător. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Jibou au ajuns la primele concluzii în cazul tragediei de la Jibou. Prin procurorul de la Jibou, Victor Liloiu, ne-a comunicat că, deși s-au vehiculat zvonuri că semafoarele nu funcționau, s-a putut demonstra că semnalele acustice și luminoase mergeau perfect. Am ajuns la o concluzie. Semnalele acustice și luminoase funcționau. Concluzia noastră este că tânăra de la volan nu a fost atentă la trecerea la nivel cu calea ferată și la semnalele acustice și luminoase, spune procurorul. Imediat după tragedie, la finele lui mai, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat o lege prin care prevede ca trecerile la nivel cu calea ferată a tuturor drumurilor europene, naționale sau care prezintă un grad ridicat de risc de producere de accidente rutiere, cum este și centura Jiboului, să aibă la nivel cu calea ferată montate bariere. Accidentul de pe centura Jibou a fost unul dintre cele mai sângeroase petrecute vreodată în Sălaj. Un alt eveniment tragic s-a petrecut în 29 septembrie, când magazinul Crolux s-a făcut scrum. În 29 septembrie 2018 a avut loc un incendiu de proporții la un depozit de alimente din Zalău. Magazinul Crolux, situat pe strada fabricii, s-a făcut scrum. 6 autospeciale de intervenție, 3 de stingere, o descarcerare, o autoscară și o ambulanță smurt s-au luptat cu focul mai multe ore. Incendiul s-a propagat cu repeziciune la întreg acoperișul imobilului, fiind solicitate în sprijin încă 3 autospeciale de stingere de la secțiile de pompieri și Mleu Silvaniei și Jipou. Tot acoperișul imobilului s-a făcut scrum, iar în interior a ars aproape toată marfa. Cauza probabilă de incendiu a fost stabilită împreună cu organele competente, fiind de natură electrică. Efectul termic al curentului de la motorul electric al unei lăzi frigorifice, ne-a informat ISU Sălaj. Obiectivul nu era autorizat din punct de vedere al securității la incendiu. Compartimentul de specialitate a efectuat un control specific în luna august 2018, constatându-se o serie de deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor, aplicându-se și sancțiuni contravenționale. Patronul depozitului de alimente, care s-a făcut scrum în noaptea de 29 spre 30 septembrie, a fost devastat. Ziarul de Sălaj a stat de vorbă pentru câteva minute cu Ionel Albu, cel care se ocupă de depozit. Pur și simplu, din alt film, un om abătut și îngândurat. Nu înțelegea de ce a dat atâta nenorocire peste el. Sincer vă spun, nu îmi găsesc cuvintele, sunt devastat, nu am mai închis un ochi de sâmbătă noaptea. Tot aștept aici, în fața magazinului, să vină cineva să vadă ce s-a întâmplat. Aștept să vină cei de la asigurări, să vină specialiști în construcții. Nu știu ce să fac, nu știu de unde să încep și încotro să mă îndrept, a declarat pentru Ziarul de Sălaj patronul depozitului de alimente Crolux, Ionel Albu. A fost unul dintre cele mai mari incendii din istoria Sălajului. Un grup de adolescenți din Zalău, majoritatea copii de Bangata, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, au fost plecați din 16 august pentru câteva zile într-o tabără religioasă la Taițe. Copiii au fost însoțiți de preotul Ioan Coste, de la parohia ortodoxă Sfântul Ștefan Brădet, dar și de soția acestuia și de alți adulți. Adolescenții, în loc să meargă să petreacă zile de neuitat și să învețe despre Dumnezeu, au mers în tabără cu droguri. Printre copii s-a aflat și băiatul deputatului Lucian Bode, Ștefan, în vârstă de doar 15 ani, proaspăt boboc. O persoană care a participat la tabără și care a dorit să-și păstreze anonimatul ne-a mărturisit toată întâmplarea. Un grup de copii au pus mână de la mână, i-au dat unui băiat major bani și au cumpărat din Italia cannabis pe care l-au trecut ilegal în Franța și l-au consumat. Ghinionul lor a fost că s-au agitat foarte mult după ce au consumat cannabisul și astfel au fost descoperiți de supraveghetorii din tabără. Un adolescent de 18 ani a luat întreaga vină asupra lui. Printre cei care au consumat droguri s-a numărat și băiatul deputatului Lucian Bode, așa cum susține sursa noastră, care a participat la tabără. De peste 10 ani, preotul Coste merge alături de un grup de tineri din Zalău într-o excursie prin Europa, care are ca finalitate tabăra de la mănăstirea Taițe din Franța.
La începutul lunii august, reporterii au derulat o anchetă la fabrica din satul Horoatul Crasnei. Locuitorii acestui sat au ajuns în culmea disperării. Au apelat la autorități, de la Garda de Mediu până la parlamentari. În zadar, tot timpul s-au lovit de indiferență, ridicat din numeri și de lăsare. S-a ajuns atât de departe cu acuzele încât se vorbește de dare de mită, de falsuri și de alte infracțiuni. Totul a început în 2014, când fabrica de săpun, Ortoș Prod, deținută de Nicolae Sabou, a început să topească materie vegetală și animală, care este apoi transportată în Slovacia, unde se transformă în hrană pentru câini și biocombustibil. Fabrica, așa cum ne mărturisesc doi foști angajați din sat, Gheorghe și Liviu Cristea, topește mortăciuni și măruntaie de la animale. În urma acestui proces tehnologic se emană un fum care înnegrește cerul comunei, dar odată cu fumul ies și particule de praf cenușiu care se depun pe haine, pe geamuri, pe legume și fructe. Oamenii sunt disperați și ne-au mărturisit că anul acesta, din cauza poluării atmosferei, nu au putut să mănânce cireșe pentru că erau toate contaminate, dar nu pot nici să își întindă rufele pe sârmă la uscat, pentru că din albe devin gri. Din 2014 și până în prezent, locuitorii satului au strâns 367 de semnături, care au ajuns inclusiv la prefectura Sălaj. Prefect, la acea vreme, Ionel Ciunt, ne-a mărturisit că la Horoatul Crasnei sunt probleme cu poluarea, iar în mandatul său de prefect s-a realizat o comisie de analiză care a dispus unele măsuri. Mai mult decât atât, fabrica funcționează ilegal din 2014, iar directorul Agenției pentru Protecția Mediului, Aurica Grec, instituție care autorizează astfel de fabrici, nu știe nimic. Prefectura Sălaj ne-a transmis că inspectorii DSVSA au suspendat activitatea fabricii. DSP a amendat fabrica, iar Garda de Mediu a sancționat fabrica după ce toate autoritățile au descoperit un adevărat dezastru ecologic. În urma controalelor efectuate de către instituții la firma din satul Horoatul Crasnei, prefectul județului Sălaj, Florin Florian, a fost înștiințat că în urma neregulilor constatate s-au luat unele măsuri, după cum urmează. DSP a aplicat o sancțiune contravențională, amendă, DSVSA a dat o ordonanță de suspendare a activității de prelucrare a SNCU sub produse de origine animală nedestinate consumului uman și a aplicat o sancțiune contravențională, amendă. Garda de Mediu a aplicat o sancțiune contravențională. Potrivit ultimelor informații deținute de Ziarul de Sălaj, fabrica de la Horoat se pare că și-a reluat activitatea. Iată că am ajuns și la ultimul eveniment deosebit de important care a avut loc în 2018. Dispariția lui Tudor Niream, elevul de 15 ani din Zalău. Un tânăr de 15 ani din Zalău este de negăsit din 23 noiembrie, când se pare că a plecat la plimbare din casa bunicilor din localitatea Recea Mare și nu s-a mai întors. De atunci până în prezent, elevul de la Colegiul Național Silvania Zalău este căutat în permanență de poliție, rude și voluntari, însă nici urmă de el. Au apărut tot felul de informații cu privire la locul în care s-ar afla Tudor, ba că este în Timișoara, Cluj, Bistrița, ba că se plimbă prin Zalău sau Satu Mare. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și de aici, de la Zalău, vă dorim un început de an cât mai bun. Pe curând!